lat ca să doriți. Înainte de săvârșirea Sfintei Taine, acrunite întreb pe tine, mire, Marius Claudiu, dacă de bună voie și nesilite din nimeni dorești să păjești la taina Sfintei Cununii cu tânăra Ancuța Codruța. Da. Te întreb pentru a doua oară. Da. Te întreb pentru a treia oară. Da. Te întreb și pe tine, mireasă Ancuța Codruța, dacă de bună voie și nesilită de nimeni dorești să păjești la taina Sfintei Cununii cu tânărul Marius Claudiu. Da. Te întreb pentru a doua oară. Da. Te întreb pentru a treia oară. Da. Cu mireasa Ancuța Codruța, pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și în pururea și în vecii vecilor. Se cunună mireasa Ancuța Codruța cu mirele Marius Claudiu, pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și în pururea și în vecii vecilor. Isaia dănțuiește, Fecioara a avut în vântece și a născut Fiul Emanuel, pe Dumnezeu și Părinte, fii mire ca Abraham, binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacob în dreptate și păzind rândurile Dumnezeu. Și tu, mireasă, mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te mulțești ca Rahela, veselinte cu bărbatul tău și păzind otarele legii, ca așa a binevoit Dumnezeu. Să trăiască la mulți ani!